bună dimineața, este marți, continuă Premier club continuă cursa noastră de începători și uh, despre ce aș vrea să vorbesc, de fapt vreau să vorbesc încât data trecută, dar uh, am avut-o pe Alexandra, sper că ați văzut, că v-ați îndeplinit sarcinile până acum, că ați văzut video de, da, mă rog, lecția 10, noi am ajuns la săptămâna sau respectiv lecția 11 uh, și ce aș vrea mesajul meu către voi astăzi sau tema, nu vă țin mult, nu vă țin mult, uh, doar vreau să vă subliniez, să vă scot în evidență ceva, că dacă vreți să faceți ceva în perioada asta și nu doar că în perioada asta, ci în general vreți să faceți ceva în dotera, trebuie să înțelegeți că um... Cum, cum, să vă spun așa, halandala, când o pica, din când în când nu merge. Deci tematica pe ziua de azi o să fie pe YouTube, o să o găsiți așa. Calendarul tău, șeful tău, sau calendarul meu, șeful meu, da? Al vostru, dacă vorbim de calendar, sau agenda voastră, șefa voastră. Și de altfel, pentru că suntem deja în luna 2, noi așa trebuie să înțelegem că noi în, în, ce facem noi aici, da? Deci avem septembrie, octombrie, noiembrie, sau cei care o să vedeți mai târziu, nu știu, va fi poate martie, aprilie, mai, da? Ulterior. N-ar trebui să fie adică lunile astea n-ar trebui să fie cumva aceleași, să zic așa, ca și intensitate, și cam ar trebui de la o lună la alta să vă cam ridicat standardele. Da? Uh, și în, ce, sarcinile pe care le faceți și în numărul de conversații pe care le aveți și cât de buni sunteți. Că probabil toată lumea e de acord cu treaba asta, că în logic, logic ar fi că de la o lună la alta sunteți tot mai buni. Și aici uite, am să încep așa cu prima întrebare, că suntem acuși că deja la sfârșitul lunii 2. Câți dintre voi, urmărind cursa asta, săptămână de săptămână, întâlnirile noastre, vă simțiți mai buni decât cum ați început? Ați mai aflat o grămadă de lucruri, Ați făcut claritate, nu neapărat poate rezultatele încă nu știu cum, dar simțiți că interiorul vostru este schimbat, capul vostru este schimbat, aveți mai multă claritate, înțelegeți mai bine lucrurile, adică cumva dacă ați luat de la capă, deja ați, ați luat-o cu altă vânt. Lăsați, nu știu, unul în comentarii. Uite, voi acolo am scris, da, clar, yes, cu unul e suficient, cu unul, știți că eu cum comunic cu voi așa. Da, deci văd mulți de unul, văd mulți de unul, ceea ce mă bucură foarte mult, adică aș începe așa cu un mesaj de ăsta mai liniștitor, chiar dacă eu vă urez tuturor să terminați totuși acest, absolviți acest Premier Club, dar dacă se întâmplă să nu-l absolviți, nu se termină planeta aici, nu se termină lumea, în primăvară mai veți unul și veți putea intra în acel următor da, Premier Club deja de la, de la un alt nivel. Da? Dar să revenim în ceea ce avem astăzi, uh, și mesajul meu ar fi, da, cumva partea a doua tematicii de astăzi este să vă provoc, așa, să vă gândiți un pic și să vă ridicați standardele, voastre, da? Standardele însemnând în tot, în intensitate, în, în număr de conversații, în cât de plină îi aia, da? În toate sensurile, da? Uh, în mod normal ar trebui, da? Să fiți, adică nu în mod normal, sunteți deja. Ar trebui să fiți, hai așa, ar trebui să fiți mai buni luna asta, în luna octombrie, decât în luna septembrie, pentru că voi deveniți mai buni, pentru că voi vă disciplinați, că aveți mai multă claritate, da, tot ceea ce am zis, dar asta doar dacă, când în cazul în care cineva se intersectează direct cu lecția 11, asta doar dacă, sau cineva dintre voi, poate ați intrat prima dată live acum, nu merge așa cu sărite, da, doar pentru că ați sărit direct. În... Știți că la o carte, faptul că te-ai dus la ultimul capitol și l-ai citit pe ultimul, asta nu înseamnă că ai citit cartea, da, să înțelege ce vreau să zic. Adică cartea ai citit-o dacă ai citit-o toată. Cam așa și cu cursa noastră și cu toate. Tendința la unii oameni, da, să mai taie curbele, să mai. Eu, asta eu de ce zic treaba asta. Pentru că m-am uitat pe playlist, mă rog, pe lecțiile noastre din playlist și mă uit că lecția trecută. Da, cum ar veni lecția 10 are mai multe vizualizări decât lecția 9 și lecția 9 are mai multe vizualizări decât lecția 8. Deci cineva a sărit la lecția 9 fără să o treacă 8 și o grămadă au sărit la lecția 10 fără să treacă prin 9, 8, 7 da, cam atât, da, prin trei lecții anterioare. Nu funcționează lucrurile așa. Eu înțeleg tendința generală de a tăia curbele, de a sări etapele, dacă se poate așa. Nu, nu, nu merg, nici în viață, nu numai când o era, nici în viață, așa, în general. Dacă ați urmat cu adevărat, unu, nu tăi începușoară, ci cu pixul mână. Eu vin cu mesajele astea la voi din... Uite, recent, acum, la Empowerment Day, de acolo venim, da, weekendul ăsta, am avut ocazia să am niște întâlniri și niște discuții, conversații cu unii dintre voi sau unii, mă rog, unii care urmăriți, așa, da? Și am putut să iau așa De nou pulsul și iară să-mi pun, în, unele situații, să-mi pun mâinile în cap, zic, Doamne, cum nu înțelegeți? De ce nu înțelegeți? Da? De deci, ce? Da, oamenii se plâng, au blocaje, au nu știu ce depresii, au nu știu ce, nu știu ce să facă, în continuare nu știu ce să facă, deși eu în curs asta am dat sarci, adică ce să faceți? Sarcini! sarcini să faceți. Am un blocaj. Blocajul nu o să depășească decât făcând sarcinile. Nu întâi ai să depășești, nu știi, blocajul după aia ai să faci sarcinile. Nu, făcând sarcinile ai să depășești blocajul. Da? Deci, devii mai bun numai dacă, unul, și aș mai întreb oamenii, urmărești cursa, o mai urmăresc. O mai înțeleg așa, de jumate pe ăsta, pe ăsta nu până la capăt, aici am tăiat ciopșoara, am făcut o ciorbă, aici eram la volan, aici așa, scapi trei fraze aici, două de alea, trei de alea, ta 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 dacă nu-i cu pixul în mână, cu agenda, scoțând ideile principale din cinci pe care încerc să vi le transmit, pentru că e vorba de idei, Dragii mei, mai spun o dată. Am să am o lecție, cred că separată, deși, deși eu, de, de, de fapt, să repet în toate. Interiorul creează exteriorul, da? Interiorul creează exterior. Întâi trebuie să se întâmple claritate, trebuie să aduni claritate în capul vostru. Cum să adună claritatea aia în capul vostru? înțelegând niște lucruri, punând minte de la contribuție lucruri care poate vă vi spar că eu vă le spun banale, dacă le ascultați cu atenție, sunt idei de pătruns. Da? Am, avut, am avut fost eu recent, am avut ocazia să fiu la un training da, cu cineva și a zis o frază foarte mișto, da? că cei mai mulți oameni, sau mă rog, săracii, să zicem așa, sper că să înțelege că nu e cu jignire, încerc să da, ai programață, nu știu ce alt, 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 alt cuvânt acum, elegant așa să folosesc, da? petrec 5 minute învățând și 5 ore lucrând, Încerc, dând cu capul de gard de aceleași lucruri, încercând, neînțelegând nimic, adică fără neapărat să schimbi ceva în gândire, numai încercând să dea cu capul din aceleași lucruri pe care le cunosc dinainte. Oamenii deștepți, oamenii bogați, oamenii realizați, oamenii care au, pris, au priceput cei de priceput, mă, da, ideea măcar principală este să petreci 5 ori cugetând, înțelegând, ascultând, ai scris fraza, ai cugetat-o, cugetat însemnând, eu compar, am fac, nu fac, aplic, nu aplic, cum e la mine, cum, adică gândind și cugetând, doi în comentarii dacă nu vorbesc prea filosofic, acum aș mă înțelegeți, cugetând, până face clicul. Dacă nu au făcut clicul și aha și clicul și aha se lasă, ad cu adevăratul click și aha, nu este, vai ce frumos sună, adevăratul click și aha se lasă cu un impuls de acțiune. Trei în comentarii, dacă înțelegi. Dacă nu s-a lăsat cu un impuls de acțiune, de acționare, înseamnă că iluzia aha-ului nu este aha -ul. Eu perioada asta am foarte multe live-uri și nu sunt convinsă că am vorbit cu voi despre asta sau deja în alte live-uri, în alte zoom-uri, așa cum mai zic aici, sunt mai da? Deci, numai când îi cu, cu am a, aha, gata, mă duc să fac, atunci el este aha, că dacă nu e așa, e degeaba, să nu e aha, e iluzia aha-ului, da? Sper că să înțelege treaba asta. Așadar, petreceți mai degrabă, bun, eu nu vă spun acum, eu am spus exagerat, așa, dar în principiu, dacă ne să gândim că 80% în succesul în realizările noastre aici este E partea de dezvoltare personală, partea de interior, partea de ce gândim, de gândirea noastră, dacă revenim la cel, da, Ivalgar, da? dacă 80% e asta și doar 20% e acțiunea, ăsta, pașii, tehnicele, cum ar veni? Adică, cugetați la treaba asta, unii, unii, unii faceți pe dos. Cumva, timp nu vreți să consumați pe real, să vizionați tot ce vă dau de vizionat, să cugetați, să vă luați timp să cugetați și ceea ce urmăriți, ce ascultați, da? Și dacă nu vă dați timpul ăsta încercând să pirepi înainte, l-am bifat 5 minute, fac, tac, pac, 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 și mă duc mai departe și fac, acționez așa cum acționam și înainte, adică eficiența acțiunilor. Pentru că astăzi, practic, tematica este despre timp, încerc să vă dau niște filozofii legate de timp. Voi înțelegeți că același, aceeași, în aceeași oră, hai să zicem așa, în aceeași oră de timp, uite, vă, vă provoc cu cugetare o cugetare astăzi, în aceeași oră de timp, diferiți oameni vor face vor avea diferită eficiență. Înțelegeți ce zic, adică în aceeași oră, unul poate să aibă o conversație total neeficientă, toată ora cu un singur om, și să nu se întâmple nimic, doar să se piardă timpul ăla, și altul într-o oră să facă, uite atâta treabă. Știți în ce constă diferența între unul și altul? Îi Înci încin interiorul la fiecare. Îi Înci încin gândirea la fiecare dintre din, ei, dintre doi. Este extrem de important să vizionați cu pixul în mână, să pricepeți, să pătrundeți, da? chiar dacă nu pricepeți până la capăt, să, să încercați măcar să faceți exercițiul ăsta. Pentru că, da, o să deveniți din ce în ce mai buni, inclusiv în sensul ăsta. Adică ar trebui să ne reînvățăm să învățăm. Noi, din păcate, mai spun o frază și aici, nici măcar nu era pe notițele mele, dar tot curg ideile acum, că asta e cumva tema vieții mele. Da? Din păcate, noi în școală atât de programat suntem și suntem învățați în societatea noastră. Da? Școala e mai mult, învățăm pe de rost să mă duc să bifez, să dau nota, să iau nota, să iau examenul. Da? Și atât de mulți oameni sunt Adică asta trebuie să cugetați voi despre voi Băi, eu de care sunt? Eu sunt de la sau eu sunt de la? Eu, eu cum învăț? Atât de mulți oameni sunt învățați sunt învețe pentru notă, pentru bifă, am bifat, am participat, am vizionat, am învățat, am luat notă, am trecut. Nu, nu, ori învățatul adevărat nu e ăsta, învățatul e despre ce eu real am priceput, unde se aplică treaba asta, cum se aplică treaba asta, am schimbat ceva în mintea mea sau nu? Adică nu numai pentru notă sau pentru bifă. Am, Elena, eu, eu, când eu întreb omul, eu mai am o glumă da, despre nectar, aici știi nectar pentru suflet, da, și mi-a plăcut. Știți gluma mea cum mi-a plăcut. Când omul îmi răspunde aici cine nectar pentru suflet, mi-a plăcut, mimi mi clar cum o citi nectar pentru suflet. O trecut pe diagonal prin el, adică nu înțeleg nimic. A fix aceeași întrebare mai nouă am. Dacă vin oamenii la mine, blocaj, nu știu ce. Ai, urmărești cursa de începători? Da. Și am blocaj. dă în... Eu din asta înțeleg, n-ai urmărit. În sens din n-ai urmărit cu, cu... Ai bifat-o, o mers, undeva o mers, o, niște zgomot de fundal au fost pe undeva, dar nu neapărat cu adevărat ai urmărit, pentru că dacă cu adevărat ai urmărit cu cugetat, este imposibil să ai blocaj urmărind cursa din începători. Patru în comentarii, vă rog, dacă sunteți de acord cu ideea asta. Deci, Dragii mei, și nu sunteți în competiții cu alții. Uite, mai am o idee din părtășită astăzi. Nu-i nu vorba despre să vă uitați în stânga, în dreapta, ce face. El au reușit, el a reușit, l a absolvit, l a absolvit, o făcut șapte rolări, nu a făcut, eu ce am făcut. Fiecare sunteți în puncte diferite și singurul, în competiții sunteți numai voi cu voi. Cât de buni deveniți în înțelegere, în cugetare, în Acum mi-am adus aminte, apropo, de înțelegere și cugetare cu învățare. Am avut, acum vreo 4 ani, cred că 5 ani, o provocare, mă rog, am dat oamenilor să vizioneze 20 de live-uri, era da, este în continuare, da, grupul ăla construiește afacerea, și erau 20 de live-uri, seria cum devine un uh, diamant de și sau cum crește un diamant de și concursul, era un concurs, practic, în care puteai să câștigi niște premii. Și era despre să oamenii trebuiau să facă rezumatele, cum ar veni, da? Au vizionat live-ul și să facă rezumate nu exagerez, dar 90%, deci cei mai mulți, majoritatea, nu au făcut rezumate, esei în sensul în care încerc să vă explic eu acum, adică ai vizionat și ai înțeles tu ceva, ai, în urma cugetării, vii cu gândurile tale, cu concluziile tale. Peste 90% au vizionat și au scris aproape că mot -mo ce am zis eu. Adică pur și simplu au făcut transcrierea videoului. Cinci în comentarii dacă înțelegeți ce zic. Asta nu e învățat. Asta e trecut ca gâsca prin apă. Pur și simplu mi-ai repetat cuvintele. E cumva pe de rostul, înțelegeți? Pe de rostul o copiat. Eu textul meu îl știu, nu trebuia să-l să mai citesc încă de și l-am citit încă de 100 de ori. Deci 100 de participanți, cred că am avut atunci, 90% doar mi-a dat cu cuvânt, cu cuvânt ce am scris, ce am zis eu. Adică, mi-e clar că ei n-au stat, adică maxim 10 din toți, real din eseile lor, eu am înțeles că ei nu doar că au vizionat, au cugetat, au pătruns, ceva au făcut. De altfel, în final, numai ăia au și devenit ulterior platin, diamant și avem chiar și un Blue Diamond, cel care au câștigat. Cel care au câștigat atunci, cel, cel mai bun esei, acel om, astăzi, da, Oana Vanoha, este Blue Diamond. Înțelegeți de ce tot insist Mai am un pic și urul la voi cu treaba asta Mă nu tăie, nu, nu treceți ca gâzca prin apă cu, nu. Ma, A, mai e un fenomen Hai să-l mai iau și pe ăsta, mai e un fenomen Tot cred că de la școală Tot din categoria programare Pe ăsta l-am descoperit recent în conversații cu bărbatul meu Și asta se aplică inclusiv la nectar Ai știi nectarul? Da Gluma, că gluma transmite o idee Și N-am găsit informații noi eu am vreo câțiva oameni de aștept, că pe care știi nectarul. N-am găsit informații. Deci omul e în depresie, omul nu face, omul nu îi se întâmplă, omul... de el nu găsește informații noi. Mai du despre noi informații. Fuga asta după nou. Să sune alt, să sune frumos cum ar veni. Să fie nou. Genialul e roata inventată. Nu-i despre nou. Eu nici în curs asta nu vă dau nu știu ce Invenții noi, unicate, exclusivitate, secret, bagheta magică, știți, ceva nou. Unii citesc cărți, să fugăresc după nou, citesc 320 de cărți nou, nou, dar viața lor e veche. În viața lor nu s-a schimbat nimic. How about să luați o carte, un nectar, să-l citiți de 40 de ori? cu cugetat, 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 până în real trăstește ceva acolo. Nu cauți nou. Că ăștia care caut în nou permanent, din observarea mea, din ce am determinat, ce am, ce am, că eu tot cuget. Dacă eu studiez natura umană, cuget și eu. Bă, de ce? De ce oare nu se întâmplă? De ce oare nu se întâmplă? Și din ce am observat eu un fel de căuta încă oamenii să află în continuare în căutarea la bagheta magică și atunci caut acest nou. Poate totuși undeva într-o carte să găsești bagheta magic. Bagheta magică nu -i. Sunteți în competiție numai cu voi înșivă. Făcând curs asta de începători, făcând în general dotera, ca și consecință sunt niște rezultate, niște înscrieri, niște înrolări, nu știu ce. Cel mai important lucru care trebuie să se întâmple și pentru care și-au motivația cea mai importantă, de altfel e motivația mea și eu tot încerc, sper că am să vă mulipsesc și am să vă bolnăvesc și pe voi de aceeași motivație cel mai important lucru care se întâmplă este schimbarea ta însuți. N-ai cum să ai, dacă tu rămâi același om, nu se schimbă nimic în gândirea ta, nimic în simțirea ta, nimic în interiorul tău, n-are ce mare lucru să se întâmple în afară. Ei, hai, poate ai să faci 10-20 de rolări, poate, cu chiu cu vai, cu greu. Dacă tu rămâi același om, cu zero schimbări interioare, cu aceeași gândire, aceeași simțire, nu doar, și aceeași gândire, nu eu am doar capul umpluț cu doi saci de informații. Îi degeaba informația asta. E ca și cum mai mânca mai mult decât îți trebuie. Îi degeaba. După nou. Nou. Unii nu-s mai opresc din cursuri. Nu-s mai opresc. Eric, Fraser, Academie, da, informații, 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 informații. Dar el a rămas la fel. Adică, provocarea, sarcina, dacă vreți, pentru voi și pro, sau provocarea, nici nu neapărat sarcina pentru voi prima astăzi așa cu voi, este să stați, sau pentru voi, să stați un pic să vă gândesc. Băi, eu, eu mă simt diferit decât la 1 septembrie sau la fel eu gândesc măcar un pic diferit decât la 1 septembrie când am început Sau 15 august când era Sau nu Că dacă nu Vine următoarea întrebare Eu oare trec ca gâsca prin apă Sau ceva se lipește de mine De gândirea mea și de simțirea mea Nu mai știu unde în comentarii dacă s înțeles provocarea sarcină Faceți un pic de analiză de asta cu voi pentru că motivația principală pentru voi, eu aș vrea ca pentru voi să ar trebui să sper să o vedeți, este de a explora propriul vostru potențial din voi, să creșteți semințele alea interioare, sufletești în primul rând, indiferent o să faceți voi carieră din dotera sau nu, nici nu contează nu e despre asta. Cel mai important ce se întâmplă, ce se întâmplă cu voi. Sunteți în competiții cu voi, sunteți în analiză numai voi cu voi, sunteți în comparație numai voi cu voi și despre potențialul vostru. El, el începea să el să începe să gâdilie acolo, să iasă afară, să manifeste sau încă nu. Simțiți că începeți să explorați, să gândăriți în voi sau încă nu. De altfel, unul din semnele când simțiți că începeți să -ți gândăriți ceva în voi, să, așa, este când îi vă deranjează, vă doare, când eu spun sarcină, voi tremurați. Pentru că o să însemne, da? Dar deja știți conceptul, ieșirea aia din zona de confort. Te simți limitat astăzi? Câți dintre voi vă simțiți limitați? Cum o să se întâmple dezlimitarea? Făcând. Cugetând, făcând. Cugetând, făcând. Nu numai cugetând, Că dacă încă o dată, am spus, numai cugetând care nu se lasă cu un aha, care duce către un impuls de făcând, înseamnă că iluzii, n-ai înțeles nimic de fapt. Nu s-a întâmplat niciun aha. E numai masturbarea mentală a mai adăugat 3 grame de informații noi astăzi. Degeaba. Degeaba. Am un blocaj. Nu pot vorbi cu oameni. Am avut weekendul ăsta nici așa. Nu pot vorbi cu nimeni. Unii, din păcate, sunt în situația extremă aia. Nu pot vorbi cu nimeni. Și așteaptă ca într-o bună zi să dezblocheze blocajul. și după care eu am să conversez. După ce o să dezblocheze blocajul, eu am să conversez. Never. Dezblocarea blocajului se va întâmpla făcând conversații. Făcând conversații, contactând, îndeplinind sarcinile. Făcând. Și nu făcând o dată, unii așa, o dată, dacă spate, a, am înțeles, bicicleta, acum trebuie să merg pe bicicletă, m-am suit pe bicicletă și ar trebui să merg. Și am căzut în fund. A, gata, Elena, eu am încercat, n-am reușit. V înțelegeți ce vreau să zic? Făcând constant, continuu, S-ar putea să fie nevoie de 53 de încercări. 53 de încercări stângace, aiurea, tâmpitii, idiotii, Neprofesionistii în blocaje, ai să simți că îți îngheață tot, minti, creier, mi așa, n-ai să... Că e greu să-i după ce ai fost amorțit o viață, da, o să... Dar numai făcând, făcându-ți curajul ăla. Elena, eu nu sunt făcut să vorbesc cu oamenii. Vă serios? Vă la copii v-ați uitat de mici? E vreun copil mic care nu vorbește cu careva? Urlă toți, li totuna sunt în avionă, sunt unde n cafenea, urlă toți, vorbesc toți cu toți. Noi am ajuns așa blocați nu pentru că așa suntem. Pentru că așa ne-am programat, pentru că așa ne-au educat, pentru că, pentru că multe, nu pentru că așa suntem. Șapte în comentarii dacă sunteți de acord cu mine. Noi nu așa suntem. Asta e, mă iertați, căcățelul peste noi. Și dacă există ceva din cursul asta care ar trebui sper să iasă, este să spălați un pic din căcățelul ăsta. Măcar un pic din căcățelul ăsta. Mă dați, mai dați drumul, la, mă, vă mai dezmurțiți. Să începeți să ajungeți la cu adevărat potențialul ăla din voi. Unii vin la mine și mă întreabă. Elena, cum să ies din depresie? Deci după ultimul riul meu, riul, mulți mi-au scris cum să, ies din dep cum să depășesc traumile, cum să ies din depresie, cum să blocaje, nu știu. Trăind și făcând. Numai în cărți nu se întâmplă nimic. Ce să fac să ies din depresie? Să faci. Ați prins-o pe asta? Ce să fac să ies din Să faci. Adică ce? Orice, fă, ieși din casă, ieși pe poartă, intersectează-te cu viața, vorbești cu oamenii, fă conversațiile. Exact. Să muncești, da. Ăia care real muncești și au treabă și cu calendarul și cu agenda plină, n-au când. N-au când de depresie, înțelegeți? So, unii mă vreți pe mine, dacă poate m-au fugărit zilele astea, toată lumea Să vorbească cu mine, să vorbească cu mine, să fac poză, să fac poză, să nu știu ce. Ele studiau acasă, unii aud la unii fraza asta, sti, dacă ai fi la mine acasă, dacă spate lângă, la fundul vostru, la fiecare. Să Dragii mei, eu dacă aș veni la fundul vostru, la fiecare, acasă la voi, primul lucru pe care l-aș cere, primul lucru pe care aș vrea să-l văd, o agendă. Vreau să văd o agendă. Și în agenda aia, eu vreau să o deschid, și vreau să văd ce ai făcut ultima lună și cu ce e ocupată luna următoare, cu ce e planificat luna următoare. Cum arată calendarul acela, cum ar veni? Cum arată agenda aia? Cum e rutina ta? Eu te-aș întreba ce faci dimineață. Te trezești și. După care. După care vii la. și. Dar ce faci în perioada asta? Dar ce faci în perioada asta? Unde sunt conversațiile? Câte ai avut ieri? Câte ai avut alaltă ieri? Câte ai avut mai alaltă ieri? Câte ai avut ultima lună? Câte ai programat luna următoare? Câte webinarii, seminarii sunt pl pl puse acolo de participat, de a invitat? Plan. Este plan? Câte întâlniri? Câte unul la unul? Câte pachete de mostre, nu știu? Câte conversații de follow-up? Câte. Nu, lista e lungă. Adică eu vreau să văd în timp, de la ora la ora, ce se întâmplă. Și asta, apropo, e valabil pentru. Unii vă imaginați că asta e valabil pentru cei care. Elena, eu am muncă, cum ar veni, am job toți începem part-time, toți. Eu nu sunt o excepție. Și astăzi eu sper că mai, este, mai sunt cu mine niște oameni care așa au început, part-time. Și toți așa o începem, part-time. Eu când am început aveam, un, e adevărat, nu eram job, dar era o afacere, era business, aveam o afacere tradițională și luam mult timp. În luna în care am făcut Diamond, eu jumătate de lună am fost toată jumătatea de lună ocupată cu celălalt business tradițional și astfel am concentrat, adică în agenda mea era aici trebuie să mă ocup de asta, Aici trebuie să mă ocup de dotera. Plin. Uite, unii zic, eu încă fac part-time. Chiar și în part-time, chiar și, adică, era o vorbă, nu mai știu la care am auzit așa, dotera sau network marketing cu poți să-l faci part-time, full-time, dar în niciun caz sometime. Ați prins-o pe asta? Ce ai făcut luna asta? Dacă eu vin la tine acasă și îți cer agenda și tu n-ai, n-avem ce vorbi. N-am ce să te mentorez. Vorbim degeaba, pierdem timp. Dacă eu îți cer agenda și ea e goală, n-ai făcut nimic în luna asta, vorbim degeaba, n-am ce mentora. N-am ce explica, n-am ce îndruma. O înțelegeți pe asta? Opt în comentarii. Apropo, mari, mari rugăminte. Când n-aveți mari brânzi de făcut. Și apropo, și de calendar și de așa. Eu am pe YouTube găsiți urcată ultima lecție din, în altă listă, cum ar veni, harta către dotera elit elit în 30-90 de zile. Da? elit în 30-90 de zile, mergeți pe YouTube, dați un pic așa și o să vedeți aici, elit în 30-90 de zile. Vedeți neapărat, intră în sarcinile voastre, pentru că n-am mai pus separat asta, dar intră în sarcinile voastre un fel de rezumat la rezumat la rezumat, un fel de concentrat din ce aveți de făcut. De altfel e povestea mea de cum am făcut elit. Pentru că voi toți ar trebui să fiți capabili până la final de an să faceți elitul acela, dacă încă nu sunteți. Să-l faci celălalt. Făcând. Azi o să fie despre făcând, planificând, organizat, constant, zilnic. Dacă gura voastră zice, vreau, Elena, vreau să fac dotera, vreau să, vreau să explorez potențialul, vreau să tra la la. Ce să fac? Să faci. Arată-mi agenda. Dacă gura zice vreau, da, agenda e goală, e nimic pe acolo, am făcut o postare toată luna septembrie și toată luna octombrie am făcut o postare. S-ar putea că te amăgești pe tine însuți și pe mine, eventual. Și eu să mă gând... Și stau să... Eu... Unii credeți că veniți la mine așa, ca la oracol. Am să găsesc bagheta, butonul magic în care am să apăs și de la voi ceva o să se sară așa și o să se întâmple. Nu! E singura metodă prin care eu pot să-mi dau seama, ieși sau te amăgești sau nu te amăgești, ieși cu adevărat pe treabă sau nu ieși cu adevărat pe treabă, este, dăm agenda. Dăm calendarul. Eu pot, eu, mie, mie, dacă vine cineva să-mi ceră întrebarea asta, anytime. Eu pot să arăt ce am făcut ieri ce -am, și ce ai planificat până la final de lună. Nu până la final de lună, în cazul meu e până la final de ianuarie deja. Ce, când, cum, cu cine, unde, pentru ce, de ce, conversații. Eu am... Ziua mea de azi, m-am trezit la 6 Mi-am băut metapaurul, mi-am făcut cafeaua și că suntem în plin bogo și am lipsit trei zile, am intrat pe Messenger. Știți că am mai ieșit de pe Messenger? La ora nouă. 7, 8, 9 Eu deja trei ore am lucrat astăzi. Răspunzând la mesaj. Eu pot să, și pot să spun câte conversații am avut astăzi. Inclusiv câte conversații noi am avut astăzi. Adică cu oameni noi. Eu deja am cinci conversații cu oameni noi, astăzi. Numai astăzi. Adică eu pot să arăt. Și atunci, ăla care vrea să, care, la care cer eu mentorat și să, -mi, să mă descurce, să mă ajute, are pe bază de ce? Că dacă el vede că eu am avut o sută de conversații luna trecută și n-am făcut așa, hai atunci să vedem cum sunt conversațiile alea, îți exact ce vorbești cu oamenii aia. Dacă timp petreci cu fiecare? Dacă am ce le spui? Dacă am când ce constau conversațiile? Adică să le luăm la bani mărunți, vedem unii erorile, să vedem unii greșelile, să vedem unii eu nu văd, unde am pată oarbă, unde nu, înțelegeți? Nou un în comentariu, dacă să înțelegeți ce vreau să zic. Cei care sunteți încă, n-am în... timp. Elena, eu n-am timp. Eu aș face, dar n-am timp dacă n-aș mai avea job. Dacă n-ai avea job, n-ai face nimic, credeți-mă. Dacă nu te poți organiza astăzi cu tot cu job, nu e ca și cum ai să te organizezi pe urmă fără job. Și o oră, pe... deci cât ai disponibil pe zi? Jumate de oră? Jumatea aia de oră o completez cu treabă. O oră, o oră aia o completez cu treabă. Două ore, alea două ore le completez cu treabă. Cât ai? Printre. Alexandra a dat trecută, dacă mai așa, vă, cred că vă da din povestea asta, din bucățica asta. Crezi că la ea e viața ideală și tot timpul și e așa? Nu, încă e job bărbatul, iai copiii acasă, trei cu, cu de avut grijă și printre altele, ai văzut, ați văzut, da, da, sper că mai țineți minte, da, da trecută, printre altele, bă, am înțeles că n-am cum, n-am cum, deci printre altele fac și eu. Fac în ciorbă. Pun și ceva zic, fac live în timp ce copiii, uite, e cu mine, știi, da? Confirm, nu? Alexandru. Deci nu e cu n-am timp, toți avem același timp. Cât timp aveți? Deci cât timp aveți? O jumătate de oră, trebuie să fie care să o stabiliți. Bă, am, ia că am pus toată ziua pe, ca pe, pe agenda și mi-a mai rămas atât. Ia ca de aici până aici am timp și de aici până aici pot să fac. Hai să vă... Dar de aici până aici eu chiar fac. Pentru că nu vă păcăliți, că unii credeți că făcutul, asta mă mai dau așa, da? Network marketing, sunt două, bine, ele sunt mai multe, dar putem de multe puncte de vedere să analizăm, dar ar fi așa, două categorii mari de oameni. Petrecăreții și făcătorii descriu petrecăreții, ăștia Ăștia pe grup. Adică sunt implicații, cum ar veni. Sunt implicații, dar în sensul petrecăreți. Ei sunt prezenți. Ei sunt prezenți. Ei sunt prezenți în video, -uri. ei sunt prezenți în cursă, ei sunt prezenți pe grup, ei citesc toate postările, ei sunt toate chaturile, ei sunt îs la toate evenimentele, vin la Empowerment Day, vin la așa, vin la evenimente, să îmbracă frumușel, să... îi place toată treaba asta, să comenteze, să, să pupe, să facă poze, să... Uh, ei sunt, doar toată treaba asta e așa, când te duci în copăcel la ei, zero rolări. Dacă le-aș cere agenda, cred că ar fi zero treabă. Adică ei petrec două ore pe zi, să zicem, ca și cum cu dotera, dar nu făcând dotera, ci pupând, cetuind evenimente pe grup, citim pe grup, comentăm la alții, ce frumos, știți, oameni de. adică sunt înțelegeți, s amuzat, da, s Ăștia sunt prezenți în toate postările, la toate comentariile, la toți iau ceva cu adică eu înțeleg că ei. Și, adică dacă cumva. eu nu e cu critic acum, dacă cumva vă. sunt prea ocupați, făc, da, făcându-se că fac dacă cumva vă regăsiți, mă, eu două ori, eu ca și cum fac dotera pe zi, dar de fapt eu comentez pe chat comentez la așa, eu reale conversații n-am. Pentru că treaba, dacă n-ai conversații în fiecare zi cu oameni, cum se cheamă, rezumat la rezumat, treaba la noi este ai sau n-ai conversații. Cu litere mari scrieți. Am sau n-am conversații. Dacă o trecut alea două ori sau o oră, sau jumătate de oră, sau ce-o tău Și eu am citit, am comentat, am bucurat, m-am la eveniment, am făcut... Și nu că toate astea n-ar fi necesare. Toate astea sunt necesare. Dar asta nu-i munca. Asta e la Asta eu îți prezent. Să nu mă uiți, mă țin în minte lumea. Și sunt făcătorii. Făcătorii nu înseamnă că nu sunt și ei pe la evenimente și în comentarii și aia, să fac și treabă de asta. Bă, dai, 15 minute facem de asta, sau paca așa, în rest, facem. Facem. Fac. Am conversații. Am treabă. Statul pe grup. Eveniment, participarea la evenimente. Cititul cărților, care sunt foarte bune, mișto. mișto și productiva, cu ce am început, ajută la creieraj, cum ar veni. Dar dacă asta nu se termină cu niște făcut, nu e niște acțiuni, N-ai ce, să sunt, ce să aștepți formula succesului, formula rezultatului, formula realității. Hai să o văd, care o știi. Să o las în comentarii. Care? Formula rezultatului, formula succesului, formula schimbării realității, formula... ivalgaru mamii lui! Mama lui de Ivalgar. Mai disenez sau vă spun figur? gură? E eu am mai spus, dar mai trebuie să mai subliez o dată. Informații, viziunea asupra lumii, gânduri, acțiune, rezultate. Treaba asta e, uite așa, e non-stop. Înțelegeți? E non-stop. Voi degeaba reveniți la informații, degeaba. Numai te îndopi cu informații, dacă ele nu scugetate astfel încât să transformi ceva în viziunea asupra lumii, ca să se schimbi ceva în gândiri, mindset-ul ăla, în apucăturile care da, să schimbi ceva și act care îți ducă către acțiuni. Cu alte cuvinte, dacă nu acționezi, pe lângă că se întâmplă ceea ce evident, nu are ce rezultate să se întâmple dacă nu acționezi, dar mai mult decât atât. Dacă nu acționezi, nici nu poți verifica dacă ceva de fapt se întâmplă aici sau nu, înțelegeți? Numai acționând poți să-ți dai seama, ai acționat, s-a întâmplat ceva sau nu s-a întâmplat ceva și poți să te duci să analizezi ce e aici, și ce e aici. Și atunci când revii din nou la informații, revii la cursă, revii la alte informații, revii la nectar, revii la whatever, da? ele au de ce să prinde, au de ce să lipi. Au de la ce să... pentru că ai cu... Numai analizând, comparând aici ce ai făcut și ce s-o dat, poți să să-ți dai seama ce, ai, ce trebuie aici și ce trebuie aici. Dacă voi nu mă o scăldați în asta, informații, informații, unii nici aici măcar nu faceți neapărat. Informații, 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 informații. Iluzie. Iluzie. 11 în comentarii, nu mai știu unde am ajuns, dacă să înțeles. Ieșiți din iluzii. Și acți... pentru, acți, pentru au ăla din invalgar, vreau să văd Agend. Făcutul. Vreau să-l văd făcutul. Că eu n-am cum din toată, din toată chestia asta, din toată chestia asta, eu personal nu pot verifica, eu asta pot să intuiesc. Dar de verificat, de văzut, eu nu pot decât asta. Vreau să văd agenda și mă uit în copac să văd și ai sau n-ai. Dacă rangul tău e același, ești executiv de un an, vreau, hai măcar agenda să o văd. Dacă îmi dai agenda goală sau n Degeaba îmi povestești, am povestiește, am, blocaj. Am blocaj la blocaj. Elena, eu o învăț, dar ceva nu se întâmplă, am un blocaj. Degeaba vorbim. De altfel, eu nici nu, nici nu consum timp, adică vreau să văd aici. Vreau să văd aici. Adică asta, mă, adică nu neapărat ai, ok, nu se întâmplă aici, vreau să văd atunci asta, să văd unde greșești, la asta. Când funcții de asta, eu pot să intuiesc mai clar ce e aici și atunci să-ți zic, aha, mai vezi acolo, mai vezi, mai citește asta, adică ce fel de informații îți mai trebuie ca să mai influențăm aici. Că dacă aici calendarul e gol, agenda e goală, n-am ce să-i recomand aici. Pot să dau așa. Sarcină pe asta și am terminat. Eu am terminat, după care am niște invitați astăzi cum ar veni. Invitați care nu sunt invită, care s anunță singurei, Adică am întrebări către voi cum ar veni. Cum credeți care să sarge în episodul de azi? Dacă încă n-aveți, luați o agenda. Sau învățați să vă folosiți telefon. Mie, de exemplu, mie îmi trebuie și de una și de alta. Eu nu pot numai cu una cu alta. Numai cu asta nu pot. Luați-vă și de una și de alta. Eu v-am mai arătat că eu am to-do list. Eu la mine to-do list -ul. Nu vreau să vi-l arăt acum chiar ce e acolo pe el, dar pot să vă arăt măcar să vedeți că aici este undeva un to list. Am un to list aici, da? to list. Și el e lung, credeți-mă, to list meu. El nu se niciodată. Pentru că eu nu mai scot ceva și mai adaug altceva. Iar în fiecare zi să adaugă ceva acolo. Și cu tot cu ore, la unele chestii, cu tot cu ore. Deci sarcina este, dacă încă nu aveți agenda. Dacă aveți agenda, da goală, umpleți-o. Până la final de an. Nu până la următoarea săptămână. Până la final de an. Analizați-vă ziua, astăzi. Efectiv, analizați-vă ziua. a, voastră, a vostru calendar. Rutina voastră, nu știu, viața voastră. Inclusiv cei care lucrați 12 ori, care aveți joburi de lucrați 12 ori pe zi. Inclusiv acolo. Bun, de la ora aia până la ora aia, asta așa. Ce mai timp mai rămâi? O oră. O oră. Jumate de oră. Jumate de oră. Jumate de oră în agenda. Cu ce să face? Ce sunt? Completați-o. Nu pur și simplu scris. Cu treburi concrete. Cu activități producătoare de rezultat. O oră cu oră. Minut cu minut, dacă e cazul. Dacă aveți nevoie din halul ăsta de disciplinare din asta. Asta aveți de făcut bine, și bineînțeles de urmat toate alea. Așa, acum, care i-am pe aici, deja Premier Plus, a făcut dotera, sau pe eventual face încă dotera, part-time. nu full -time, -are timp, e full-time, n-are timp eliberat full-time. Part-time a început sau face. Ce ați făcut? Cum, cu, cum, cum, îi, cum ați făcut? Întrebarea e simplu, cum ar veni? Cum ați făcut? Fui, cum ați reușit? De unde ați găsit timp? Cum v-ați organizat? Hai, Simona, mânuță ridicată și pe rând. Eu și acum fac part-time, că eu deja am businessul meu tradițional de 30 de ani și nu pot să renunț dintr-o dată cu angajați, cu responsabilități, dar dimineața când mă scol poate nici nu fac cafeaua până nu verific messengerul ce am mai primit pentru. Și îmi propun, nu mă duc două ore, stau și răspund. Fac conversații, mi-am spus evenimente că asta mulțumesc Alina Florea că am ieșit de două, trei ori lună, în evenimente fizice care mi le programez din timp, o zi pe săptămână pe Zoom și deja încep să vină rezultate. Deci, îmi propun, poți să arde, poți să orice. Și eu fac ce trebuie să fac. La ora se trimiteam un link că se afișează se afișează BOGO de dimineață. Tu ai încă esență business-ul tău care ocupă cea mai mare parte din zi? Da. Și încerci Dotera să da. faci înainte de a începe businessul dimineața și după care seara, după ce se termin programul la business-ul tău? Din timpul zilei, dacă am primit un mesaj, eu opresc mașina pe dreapta și am răspuns omului la mesaj în momentul ăla. Pentru că Dotera fac pentru suplet. Și încet, încet mă retrag pentru că eu de la business tradițional câștig de 10 ori mai mult ca din Dotera. Dar asta vreau să fac pe parcurs. Silver Dotera astăzi. Mulțumim, Simona. Uh, Alina Florea. Da, și eu am început o part-time, tot cu un business clasic, și cine are sau a avut business clasic, știe că să fii antreprenor îți ia mult mai mult timp decât să fii angajat. Pentru că nu ești acolo un număr fix de ore, pentru că tu te ocupi de toate, pentru că tu ce întrebi și dai cu capul și timpul tău este acolo 100%. Da, a fost. Eu nu aveam agenda, nu știam ce înseamnă organizare neapărat, consideram că oricum țin minte tot. Nu faceți ca mine. Am ajuns în punctul în care am uitat niște lucruri importante, la modul, am confirmat participarea la o aniversare pentru fetița mea și am uitat. Am uitat mult. Și mi-am dat seama că, într-adevăr, e nevoie să notez totul. De ce? Pentru că în capul nostru rămân multe sertărașe deschise. Trebuie să fac și aia, trebuie să conversez, trebuie să fac postări, trebuie să merg acolo, trebuie să merg... Stai să nu uit de evenimentul ăla, trebuie să iau bilete, trebuie să, trebuie să, trebuie să... Când să te mai poți concentra și cum să te mai poți concentra, dacă în creierul tău, tot timpul, e, sunt toate deschise, pentru că trebuie să nu uit. Asta era în mintea mea, să nu uit să. Până am uitat. Multe. Și am început să le notez. Ceea ce a făcut diferența, dar bine, asta folosesc de anul ăsta, este calendarul anual. La mine pe perete, toată familia se organizează în funcție de evenimentele mele. Acolo sunt seminarele trecute până la sfârșitul anului, aproape. Mai am decembrie de organizat. Dar evenimentele mari, dotera, măcar știu foarte clar când eu nu pot să plec nicăieri în altă parte, vacanțe, toți organizează așa. Pe telefon am la fel, to do, și provocarea asta cu timpul este cea mai mare pentru toată lumea. Am observat că toată lumea nu reușește să-și organizeze timpul. Și da, știu, organizarea nu e un lucru ușor de făcut. Dar ce am recomandat eu și na, sunt informații pe care le-am trimis și eu pe parcurs, pe care nu le-am abordat neapărat de la început, dar văzând cum funcționează lucrurile și încercând, făcând și având rezultate, am recomandat mai departe ca fiecare om, da, știi că ai de făcut anumite uh, acțiuni în fiecare zi, notează-le pe fiecare, pune steluță la alea care ard. Pentru că, într-adevăr, de unele trebuie să te ocupi da, cu prioritate și împarte-le pe calupuri de timp. Știi că ăsta ți-a 15 minute, ăsta ți-a 30 de minute, ăsta ți-a 2 ore. Ei, îți pui uh, alarmă la telefon și în acele 15 minute nu te mai gândești la nimic altceva. Ești 100% acolo. Dacă 15 minute reușești să te concentrezi 100% pe o activitate, ești mult mai eficient decât dacă stai 2 ore. Stai să nu uit că eu trebuie să fac și mâncare, stai să nu uiți să iau copilul de la școală, stai să nu uiți să Pentru mine alarmele la telefon sunt sfinte. Deci pe mine alarmele mă salvează. Eu am alarme pentru orice. Mâine am de făcut asta, mâine am de făcut asta, adică eu pe lângă că mi le notez îmi pun și alarme. Pentru că, într-adevăr, pot să, uit să, mă uit, să mă uit pe to -do list. Și atunci știu că sună alarma. Și eu sunt liniștită, dorm liniștită. Băi, eu și dacă uit, mă trezește alarma. Și atunci n-am cum să mai stau cu grija asta că nu mă pot organiza. Și da, eu am renunțat la businessul meu clasic, nu pentru că ajunsesem, dar eram premier în momentul ăla, doar că ajunsesem un punct în care ar fi trebuit să investesc o sumă mare de bani în business ca să merg înainte și am avut o alegere de făcut. Nu era momentul în care eu să mă pot susține financiar din dotera. Toată mintea mea se ducea acolo, adică pentru mine era clar că asta este direcția în care o să mă duc mai departe. Și tot timpul pe care îl aveam, puținul timp pe care îl aveam acolo, îl dedicam 100% în primul rând informațiilor, pentru că aveam de acumulat foarte multe informații. Dar în același timp, informațiile le acumulam și apoi făceam. Adică erau așa, pași, da? cum zice și Fraser, nu ne învârtim în cerc, câte un pas. Și da, când am renunțat la, în octombrie, da, la 1 octombrie am vândut businessul și în luna aia am ajuns silver. Adică atunci a fost într-adevăr focusul 100% pe dotera și s-a văzut. Dar nu faceți asta, pentru că e o capcană. O capcană pe care am văzut-o în jurul meu și se cade foarte ușor în ea. În momentul în care, din jobul pe care l-ai acum, tu te susții financiar, tu știi că vrei să faci dotera, renunți la jobul respectiv, în ideea că o să ai foarte mult timp pentru dotera și tu o să faci asta 100%, nu este așa, pentru că ajungi să fi disperat de a avea rolări în așa fel încât tu să ai acel venit de care ai nevoie. Și e foarte ușor să uiți de fapt de ce vrei să faci dotera, pentru că arde frigiderul. Și atunci, da, apare blocajul în blocaj și nu mai știi ce să faci pentru că tu de fapt te-ai îndepărtat de ceea ce ar trebui să faci cu adevărat. Așa că stați acolo și împărțiți-vă pe timp. Aveți la job, toată lumea are timp morți la job. Sunt foarte puține joburile în care 100% 8 ore trebuie să fie acolo. Da? Toată lumea stă dimineața la cafea, toată lumea... Așa, fi, dacă sunteți sincer cu voi, sigur, identificați timpul a morți. Faceți timp... Am 10 minute pauză, ok? În 10 minute, în timp ce mănânc un sandwich, pot mai am o conversație. Nu neapărat este uh, benefic pentru stomacul nostru, dar sunt când știi pentru ce faci, da? Cum zicea și Elena la începutul cursei, 90 de zile de chin pentru o viață din plin. Merită de efortul ăsta pentru ce urmează mai departe. Important este să aveți, da, încotro om în drept ca să ajungă acolo. Am perioada asta în care trebuie să le combin. Îmi asumă asta, merită și 5 ani, clar. Dar îmi asum efortul pe care trebuie să-l fac acum pentru ceea ce va urma. Și știu, e greu și cu copiii. Am doi copii și n-am ajutor. Zero ajutor. Dar ei știu. Mami, când o să fie Diamond, mergem la Disneyland. Păi ei asta e... Hai, mami, hai! A venit ziua Pentru că ei înțeleg. De ce face mami ce face? De ce mami pleacă? Ok, ei au nevoie de rezultate pentru ei. Ce interesează pe ei? Ei vor să meargă la Disneyland. Nu interesează pe ei altceva. Dar ei știu de ce fac ceea ce fac eu. Nu e ușor de integrat toată asta în familie, dar important este na, de ce. Na, totul, din punctul meu de vedere, totul da, se totu rezumă la de ce. La de ce da, 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 da. În toate aspectele vieții. Da? Și nu neapărat de ce faci dotera. De ce da, și când de ce -o ăla l-a lămurit, cu siguranță îți vin idei de ce să faci cu timpul și găsești la unul noaptea și la două noaptea și la oricând, că și dacă ai două joburi, dacă devin, sunt exact. de o luminiță în dotera și înțelegi că și să te trăs, trăsnești de ce ăla, găsești timp, reușești în jumătate de oră să fii așa de eficient încât să. Exact. Mulțumim frumos, Alina. Dana, Dana, eu, eu, sunt aici. Vreau să spun o poveste, dar înainte de toate, dacă Alina spune că nu, să nu renunțați la job, pentru că nu o să știți ce să faceți cu timpul ăla eliberat, eu vă zic să nu vă ascundeți după el pentru că mulți se ascund după el. Dacă Alina zice că își motivează copiii prin chestia asta, afacerea dotera, ca să ajungă la Diamond, să-i ducă la Disneyland, cu siguranță nu o să-i dezamăgească. Asta este foarte important. Adică nu ne ascundem, mami face dotera, dar mergem la Disneyland peste 100 de ani. Și acum o să-mi încep, practic, povestea mea. Sunt Ana Lazar, Diamond, dotera, om liber și eliberat. Și îmi place atât de mult să încep așa, pentru că vreau să se înțeleagă că ceea ce am azi și în speță pe subiectul de azi, adică timp eliberat, nu aveam acum șapte ani. Erau vremuri când lucram 10 ore pe zi, eram și bolnavă și cu toate astea mă străduiam să mă implic în ceea ce unii numesc afacerea dotera, pentru că în mine era ce este și acum. Mă străduiam și mă străduiesc să ajut pe cei care erau sau credeam eu că erau cumva în aceeași suferință fizică și emoțională ca și mine. Și fiecare mic pas făcut de mine, cumva mă străduiam să-l dau mai departe celorlalți în diverse moduri. Postări mai lungi, mai scurte, mai directe, mai indirecte. Mă costa timp să fac chestia asta, să integrez niște informații, apoi să, le, să procesez acele idei, să le pun în cuvinte. Și mă durea deseori că mă loveam de ziduri, de ironii, de răutăți. Am făcut afacerea dotera part-time neștiind că fac dotera ca și afacere m-am zis și la Empowerment Day nu simt că fac vreo afacere și doar mă străduiesc să duc pe cei care ajung în contact cu mine, măcar acolo unde sunt eu bineînțeles că trebuie să vrea și ei dar eu îmi fac datoria mea de om, așa cum își face și Elena datoria ei de om. Toți ar trebui să ne facem datoria noastră de oameni, pentru că sunt sigură că dacă toți am dat bucățele din noi și ne face datoria asta de oameni, măcar cât și mine, dacă nu cât și Elena, tot s-ar schimba întregul tablou al, al realității. Revenind, atunci când am început eu să fac dotera, să fac dotera, mă rog, ziua mea a treb... arăta cam așa. Pe la șapte dimineața mă trezeam, pregăteam copilul, mergeam către școală, în metrou citeam, pentru că deja redescoperisem cititul, ajungeam pe la 8 jumate așa, pe la 8 jumate ajungeam la muncă și mai vedeam casa pe la ora 18-19. Ajungeam acasă, bineînțeles, începeam pregătirea cinei, strâns prin casă dedicat timp copiilor, eventual și soțului, și știu sigur că cei care au început munca asta, înțeleg ce zic. Terminam treburile casnice în jur de ora 22 2230 și după ce toți se culcau, eu începeam să mă trezesc. Citeam, procesam. Hai bună asta e bună, asta! Citeam, procesam, notam, postam. Aproximativ la ora 1-2 mă culcam și îmi alocam printre picături timp pentru acele conversații vitale. Și vă zic aici un secret. wc știe câte conversații se petreceau pe el. S-a <laughs> născut, bineînțeles, și acea agendă și calendar când le-am înțeles eu importanța. Deși recunosc că am o memorie excelentă și nu uit nici ce aș vrea să uit, adică sunt date pe care aș vrea să nu le mai am în cap, dar totuși sunt acolo. Deci, ca și Alina, consider că este important să ne notăm, să facem acest to list, pentru că este important să nu uităm unele chestii pe care am vrea să să nu le uităm. <laughs> nu știu dacă ar mai, trebui, ar mai trebui să punctez ceva, dar vă zic că se poate. Adică dar pentru asta, bineînțeles, trebuie să și vreți și să nu vă păcăliți pe voi că faceți ceva. Și De dacă -a... Elena, a, Elena a dat exemplu lui Valgar, adică cu toții îl știm și așa, mie, eu am zis și la maraton, Ivalgar este o formulă care se aplică chiar dacă facem sau nu facem ceva. Adică alegerea poate fi în mâinile noastre sau pur și simplu acele rezultate pot să depindă de pilotul automat pe care ne așezăm, pentru că informații vom fi, indiferent că ne place sau nu, mai bine să ne alegem noi informațiile. Acțiuni vor fi, bineînțeles, în baza acelor informații și așa mai departe totul se va arăta într-un rezultat care ne va place sau nu ne va place, bineînțeles. Eu am avut și rezultate care nu mi-au plăcut pentru că am trăit pe pilot automat și am și rezultate care îmi plac pentru că n-am mai trăit pe acel pilot automat. Perfect, mulțumesc. Și. Ce vreau să mai subliniez eu este, dacă cumva oamenii au uitat pe aici, numai să subliniez, să punctez, că Dana nu avea o muncă de birou unde se ducea și stătea cu fundul pe scaun. Dana, nu... Ea, nu cafea. ea nu avea când să stea la bău cafea să facă că lucreze și să, să nu așa. Dana era menajeră. Munca ei era estuvitoare. Ea cu mâinile, dar avea de spălat, de difrecat, de frecat, de podele și așa mai de muncă fizică. Voi cred că înțelegeți? Adică încercați să vă imaginați că voi faceți curat toată ziua, mai și alergați de la unul la altul pentru că avea mai mulți clienți cum ar veni, da? Dimineața făcea curat acolo, mai după aia trebuie să alea, -a alergă dincolo, să facă dincolo, da? Curat. Prin București, dușa alergă, muncă fizică, n-ai pauză, ajungi acasă, faci cină, faci copii, ai grijă copiii, soț, nu știu ce, și totuși îți găsești acea, acea, acel timp de la, ați observat, da? De la 1-2 noaptea, își făcea timpul la cam cum am învățat și eu. Dar de ce își făcea acel timp la unul? ducă, pare pentru unii s-ar putea să pară. Cui îi se pare? Băi, este imposibil, dă un aibii. 12 în comentarii. Cui îi se pare? Eu n-aș putea chiar așa. Hai, onest. Nu vreți să lăsați. Dar vă spun eu de ce. Nu arde. Dacă chiar ar arde, chiar ar, s-ar -ar, trebui, da? Când i când îi aia, bă, arde. Și arde, da, nu neapărat arde la unii, vă imaginați prin acest arde, arde financiar. Eu nu mă refer la arde financiar, nu întotdeauna e despre financiar. Pot la să da introduc aici. că, că, că da. Eu înțeleg că mulți poate să uită la mine și înțeleg că mă ardea financiar pentru că casă, chestii, trestii, nu pe mine, nu m-ar financiar. Adică m-ar dea financiar în sensul, dar eu nu, pentru asta făceam ceea ce făceam, pentru că nu vedeam eu bucata aia de câștig financiar cu dotera. Eu nu, voiam... e nu credeai. Nu, efectiv, nu era în câmpul meu nimic. În câmpul meu nimic, a, așa. Dar eu voiam ca oamenii să nu ajungă să susere ca mine. Atât am doream. Și dădeam chestia asta din mine, în ideea că poate la cei care măcar simt ceea ce simt eu, să ajungă ceea ce vreau eu să ajungă. Și să se schimbe bucata asta. Deci pe mine asta mă ardea. Nu mă ardea că vai, mă arde, că n-am mâncare, mă ardea și asta, dar în principiu înțelegeam că sănătatea deci ca să înțelegeți eu când am intrat în doterea, tot ce îmi doream era să mă fac bine, să pot munci acele 10 ore. Adică nu să intru în doterea, să fac acei bani, să mă eliberez, să nu mai muncesc. Nu. Sper că ați înțeles ultima frază. Eu când mă refer la arde, nu arde, financiarul nu are cum să ardă la nimeni atât de tare sau poate ori fi niște excepții la care fix financiarul ăsta, dar nu în sine banii ce, ar aduce în viața lor, adică dacă nu știu, ar niște, da? Dar nu din punctul meu de vedere și din ce observ în stânga în dreapta, financiarul nu arde la nimeni atât de tare încât după 12 ore de muncă și istovirie să-l facă să nu doarmă la două noaptea să mai facă ceva. Oamenii, tendința generală este ei, lasă. Eu când mă refer la ardi, ardi sufletește mă. Când dai un pic pui mâna acolo și, sau te, și îți dai seama că că ai descoperi lumea asta nouă. Dar au spus o frază genială astăzi. La 1-2 noaptea, eu mă trezeam. Începeam eu să mă trezesc. Pentru că în momentul în care încep să simți că asta făcutul ăsta, de teotera, începe să te trezească, începe să capeți foamea asta de, de, informații, de să descoperi în tine, să desplorezi potențialul ăla. Când, practic te întâlnești cu o bucată de care ai uitat din tine, care au rămas undeva în copilărie și îți dai seama că pe aia, bă, stai că eu de fapt pot ceva să fac, aia începe să ardă. Eu la aia mă refer. Și când aia arde, ascultați atent și cu asta închei ziua de astăzi. Când aia începe să ardă, bucățica aia de potențial, care, da? semința aia sufletească din tine, care simți că este țelul ăla măreț despre care e vorba nectar pentru suflet, când ai, deci tot insist, ați citit, ați citit nectar pentru suflet, pentru că atunci când începe să ardă aia, când începe să se aia la țelul ăla măreț, când ai practic să răspundi la acel de ce, măcar la un strat de suprafață, încă bâșbâi, dar ieși deja. Când începe asta să ardă, știți cel mai important lucru care se întâmplă? Te scrieți mare pe hârtie. Vă vine energie. Nici nu știți de unde vă vine energie. Vă, brusc vă e suficient patru ori de somn. Alexandra, da? Dana, da? Curge! Noi avem o frază între noi. Curge! Simona, da? Alina, da? Căutați la toți între noi, ăștia care, la care ne o ars. La... Nu timp la noi să o făcut mai mult. Noi doar am din energie pentru că curge, pentru că, pentru că arde aia, brusc nu-ți mai trebuie 8 ore de somn, îți ajung 4. 6. Nu te poți opri. Faci la două noaptea. Nu te poți culca. Nu pentru că împlinitorul ăla, exact, asta e incomparabil cu orice bani pe lumea asta, credeți-mă. Cu orice bani, cu noi în sicriu, nu plecăm nimeni cu bani. Noi înapoi acasă toți plecăm cu alt, despre altceva, e vorba, nu despre... Ai inter... aia, e, comoara, mă, cu adevărat. ăla ai rang cu adevărat, mă. ăla ai rang cu adevărat. Nu diamond presidential, diamond financiar. Nu e 50.000 de euro sau 10.000 de euro. Nu e ai valoarea adevărată care ar trebui să ardă. Valoarea adevărată care ar trebui să... Ce se întâmplă cu voi? Și toți dau din cap din ăștia care au vorbit. Vedeți. La asta vă provoc să vă cucetați dar cum să ajungi acolo? Punând pe agenda încet, încet ceva ce puteți astăzi, ca să începeți să vă intersectați. Că la fiecare din ăștia de aici A început ceva să ardă, să atingă cu altceva, cum credeți? După niște timp. Întâi făcând câte ceva, atât câte 15 minute, 30 de minute. Uite, oamenii zic, nici nu pot explica, eu o senzație beton. Da, e greu de flow, e greu de explicat, de pus în cuvinte. Eu mă strădui. Poate eu mai găsesc și alte cuvinte. Atât. V-am zis că nu vă țin mai mult de o oră astăzi. Nici o oră M-am încadrat. Perfect. Mulțumesc, Alexa, mulțumesc Dana. Mulțumesc, Simona. Mulțumesc, Alina. Inimioare la toți. Vouă la toți restul. Foc la ghete. Agende. Calendare. Tați-i foială. Cu făcut. Nu numai cu învățat. Săptămână frumos!